Information Showdown cu Giurgea și Bratu despre hibrizii Mercedes-Benz continuă. De data asta am găsit niște informații pe care nici noi nu le știam, așa că nu ne mai batem cap în cap. Elementele cheie ale sistemului de propulsie hibridă de pe GLE500E 4MATIC sunt priza unde încărcăm bateriile care sunt amplasate sub podeaua portbagajului. În partea din față avem apoi motorul electric încastrat în transmisia Mercedes-Benz. Iar sub capotă avem motorul termic pe benzină. Da, și toate astea funcționează sub îndrumarea unui Intelligent Management Drive System, care selectează în mod automat combinația ideală de mers benzină-electric, fie în funcție de rută, setată pe navigație, fie în funcție de radar. Emisiile de CO2 ale versiunii 500e sunt cu 37% mai mici decât cele ale versiunii 500 alimentate doar de benzină. Asta chiar dacă luăm în calcul și emisiile de CO2 generate de producția de energie care apoi intră în baterie. GLE500 4MATIC are 2160 de kg. GLE500E 4MATIC are 2390 de kg. Dar deși este mai greu, 95% dintre materialele plug-in hibridului pot fi reciclate. O analiză comparativă a resurselor și materialelor folosite pe GLE500 și GLE500E 4MATIC este relevantă doar dacă se ia în considerare ciclul complet de viață al mașinii, care înseamnă producția materialelor, producția mașinii, rulajul mașinii 250.000 de kilometri și reciclarea. E, ce crezi? După datele oferite de Mercedes-Benz, plug-in hibridul consumă cu 42% mai puțină energie pe toată durata de viață a mașinii decât un model comparabil exclusiv benzină. La final, două curiozități. Prima, 37 din plasticele de pe această mașină sunt realizate dintr-un material de foarte înaltă calitate, reciclabil. Toate cântăresc doar 37,1 kg. Și încă ceva, cu 33 de ani înainte de lansarea acestei mașini, Mercedes-Benz a prezentat un concept hibrid bazat pe modelul 190, adică predecesorul lui C-Class.